mi-am regăsit, astăzi voi găti la foc automat, zic eu de data asta, pentru că toate sunt puse aici așa. Și înainte de a găti, vreau să vă, ca de obicei, să vă transmit salutările mele, să vă mulțumesc pentru mesajele frumoase. Am primit și câteva mesaje în care îmi scrie, vă rog frumos să spuneți dacă postiți sau nu. Da, așa, știi. Am să vă spun ce am învățat eu când am fost copil și mai târziu am citit în Biblie ce înseamnă postul. Mă aduc aminte când mama mea postea postul negru, fără, numai cu apă sau poate nici apă, că nu ne spunea nouă copiilor, dar mă aduc aminte că de câte ori întrebam de ce nu mănânci sau ceva, spuneam, nu-i treaba ta, pentru că atunci când postești nu să te vadă oamenii, postești lui Dumnezeu, este o jertfă pe care tu o duci lui Dumnezeu prin faptul că nu mănânci și te obții de la foarte multe lucruri și bineînțeles că postul plăcut lui Dumnezeu trebuie să vă ajung de la Isaia care spune, iată postul plăcut mie, rupe legăturile răutăților, primește în casa ta pe ăla care e fără adăpost, împarte-ți pâinea cu cel sărac. Toate lucrurile astea, zice Dumnezeu, sunt posturile care îmi plac mie. Găsește aproapele tău ceva bun, vezi-l mai presus decât tine, încearcă să înțelegi că Dumnezeu a pus în fiecare noi ceva frumos, o frumusețe de nedescris, nu numai atât afară că suntem frumoși. Fiecare dintre noi cred că avem ceva frumos sufletește. Descoperă-ți frumusețea ta sufletească, descoperă frumusețea la aproapele tău, încearcă să-l înțelegi pe aproapele tău și să-l vezi în toată splendoarea lui pe care l-a făcut Dumnezeu și ai să vezi că Dumnezeu se va bucura de tine. Deci mie nu-mi place, deci Dumnezeu, să văd pe un om care să zmerește ziua, să stă ca un pipirig cu capul plecat. Când postești lui Dumnezeu, spală-ți fața, unge-ți-o, ca și când ai postit lui Dumnezeu care te vede și nu oamenilor care vin să spună, ai grijă că ăla postește. Postești ca să îți cureți corpul, te-am înțeles. Dar dacă vrei să postești lui Dumnezeu, să postești în așa fel, să faci toate lucrurile care îi plac lui Dumnezeu și în ziua când postezi să știe tu și cu Dumnezeu. Ăsta e postul plăcut mie, zice Dumnezeu. Bine? Și acum, la întrebarea pe care m-ați spus-o dacă postești sau nu, este un răspuns. Problema este între mine și Dumnezeu. Problema este între tine și Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a făcut pe noi ca să mergem să trâmbițăm în gura mare. Postez. Nu. Este între tine și Dumnezeu. Bine? Pentru că te m-ați spus întrebări și chiar în sufletul meu nu vă las să intrați. Pentru că sufletul e al lui Dumnezeu. Nu întreba, pentru că sunt lucruri care nu ne privesc pe noi cu toată dragostea care vă port. Și mai mult de atât vreau să vă spun că într-o lume în care trăim este nevoie de noi, de creștini adevărați, care să fim plini de bunătate, plini de dragoste și mai presus decât toate vreau să spun pentru cei care aveți părinți și încă vă trăiesc. Aveți grijă de ei, prețuiți-i, nu știi, astăzi ies, sunt, mâine nu sunt. Dacă ești departe undeva, fă-ți timp, decât să vorbești cu o prietenă 3-4 ore, sună și spune-i părintelui, ți-am sunat doar să spun, să te întreb cum ești. Nu te duci pe la ea pentru că ești ocupat cu munca, dă-i un telefon. Stați pe telefoane 2 ore cu cineva vorbind nimicuri și nu-ți suni mama sau tatăl să-l întreb ce faci, cum ești. Pentru că atunci vă văd când multă lume spune, vai, mama mea e bolnavă sau așa. Fă în așa fel că atunci când ei pleacă de lângă noi, să n-ai niciun regret că ai fi putut să faci și n-ai făcut. Pentru că de foarte multe ori văd multă lume regretând că părinții noștri pleacă de lângă noi, dar știi când ești cu sufletul împăcat că ai făcut cât s-a putut de mult pentru ei,
Este o bucurie așa de mare, mai ales când știi că au plecat în veșnicie. Și pentru că vremurile în care trăim, atâta lume pleacă fără ca să ne dăm seama, e foarte bine să prețuiți părinții, mai ales acum de sărbători și tot timpul, nu numai sărbătorile. Tot timpul. Pui mâna pe telefon și sună. Sau dacă ai gătit ceva, tu te și du-i imediat. Sau dacă treci prin piață și vezi un langoș, ia-i un langoș și du-i el. Zici, mama, uite, m-am trecut pe la tine și ți-am luat un langoș. Ți-am luat 2 mititei. Nimeni nu stă în 5 lei. Hello? Nimeni nu stă în 5 lei. Dar știi ce bucurie îi faci? Nu numai faptul că-i duci, că te-ai gândit la ei. Ei sunt ca niște copii. Prețuiți-i atât timp cât îi aveți. Sunt părinții voștri care au făcut mari sacrificii. Mai ales părinții din România care au trăit cele mai crunte vremuri. Mergând pe tramvai, așteptând ore în șir să te ducă pe tine la grădiniță și să fie azi un om între oameni. Prețuiește. Prețuiește darul și prețuiește-l pe Dumnezeu. Atunci când vei înțelege pe Dumnezeu, vei prețui și părinții, vei prețui și pe aproapele tău și vei fi fericit. Tu și casa ta. Acum o să o fac astăzi niște o tocăniță de pleuretus, uite aici, da, le-am găsit așa de faină și am zis, mă, vegetariene, hai să facem și așa fără carne, că și o salată faină și aici m-a scris pe tot așa pe internet, cineva m-a scris rădăuțeană, ciorbă rădăuțeană. Ciorbă rădăuțeană se face foarte, foarte simplu. Fierbeți toată supa exact ca pentru supa de pui. Ce adăugați la ea? Eu am adăugat o ceapă mare, 3 morcovi, 3 păstârnaci, am pus și un picuț de țelină, rădăcină, un ardei, o bucată de ardei roșu și câteva boabe de piper. Acum le scot afară de aici ca să se răcească. Eu le-am fiert în cuptă pentru că cupta le fierbe foarte repede și n-am avut timp. Uite aici, da? Le pui aici și după aia le lăsăm să se răcească. Măi, dacă vreți să vedeți supa că o să vă arat, nici măcar nu s-a tulburat niciun strop. Pe cuvântul meu, dacă nu puteți să o fierbeți liniștită, e grozavă, e limpede, e faină și atunci pe margine rămâne spuma, dar bineînțeles că spuma aia o iei, nu? Dacă ți-o rămas acolo, nu? Și e așa că sunt foarte, foarte încântată eu de cuptă. Să fierbe în 20 de minute, știi? Că, na bine, acum o să zici, mie îmi place supa să fiarbă 5 ore sau 3 ore, pâc, 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 cum am auzit și la soră mea și așa, da. Numai că să spun ceva. Acum, pentru pâc, pâc, pâcul vost, da? Care îi, atâția bani dați pe gaz, gazul s-a scumpit, da, așa este și tă pâc, pâc, pâc aud că îmi place să fierbă, numai să pâlpâie, păi să pâlpâie, dar pâlpâie pe bani, nu pâlpâie pe nimic, atunci vin când vine gazul, vii și spui, Doamne, cât am gazul, păi dacă 3 ore gazul ăla o mers ca să-ți fac o supă, păi nu te supăra, supa ta de pui e cam scumpă, nu? Nu e, chiar fiți niște oameni chibzuiți. Nu așa, nu zic să fii zgârcit, dar să fii chibzuit e una, nu trebuie să fii zgârcit, da? Uite aici. Și am să vă arat imediat că ea se lasă pe margine și pe margine te iei și o, bineînțeles, o cureți, da? Am să pun pe, o să vă arat la aia la altă cameră să vedeți că e absolut perfectă. Uite aici, vedeți-o? Ia. E grozavă. Aleluia! Doamne, cum arată! O minunăție de supă! Na, și o să terminăm, dar le las astea să se răcească aici la o parte, până eu o să mă ocup de tocană și de carnea asta de vită. Am cumpărat-o, n-avem ce să mai fac cu ea. Probabil că sora mea iarăși spune și îmi bagă de vină și iarăși de ceva, e câtă gătie și iarăși. N-am ce să fac, am văzut-o, m-a fost drag de ea, vită, mie îmi place carnea de vită și am luat-o. Nu se mai poate face nimica. Decât vă spun ce, s-o gătim. Asta este! Dar le facem pe toate imediat, stați liniștite, că nu e nici chiar așa de mult după cum vedeți, știi? Am eu multuță aici, dar nu e chiar așa. Haide să gătim împreună. Știi ce fac? Carnea asta de vită, poți să faci de porc dacă vrei, nu contează. O să o călesc, o să o fac așa cu cimbrușor, cu de toate. Și când e gata,
Am pireu de cartof care îl fac cu ouă, cu smântână și cu brânză. Le pun în tava asta și le pun la cuptor. Dar mai pun în ele, nu numai atâta, știi? Acum v-am spus așa în mare. Dar pui o ceapă, pui doi morcovi. La sfârșit, când e gata, punem o... uite aici, mazăre în el. Și îl facem și paprika, da? Și îl facem așa faină, bun de tot. Super, 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 da? Imediat. Uite așa. Să punem un picuț de ulei, că trebuie, da? Că n-am în ce să călesc ceapa, pentru că prima dată punem ceapa și după aia carnea, știi? Ca ceapa să fie un picuț așa, să aibă un picuț de gust fain, știi? Bun. Și o să punem câțiva căței de usturoi. Uite așa. Cum văd că nu mai dă nimeni pe usturoi, toată lumea văd că mai nou îl taie feliuță. Foarte bine, nu... Cum vrei așa să-l faci, bine? Ok, de așa. Bun. Și o să le punem în tava asta. Le lăsăm să se facă bine, bine ceapa și după aia când e ceapa așa mai galbenă, atunci punem și carnea să fie făcută. Da? Uite așa. Excelent. În spate, pentru că văd că și așa merge, că se gătește multă lume, aici am să fac tocănița asta. Tocănița asta care o fac de pleuretus, pui la ea. Ce se pune la ea? Știți ce punem la ea totuși? La ea punem totuși destul de multă ceapă. Tocănița se face cu ceapă. Nu știu altfel să o fac decât cu ceapă, care uite, m-am pus ceapă aici. Și, bineînțeles, că lângă el, de data asta, care uite cât e de încântată, am, cum îi zice, praz, da? Prazul e superb. Acum, dacă vreți să faceți, să folosiți cel mai faină dintre toate la ora asta, este prazul. Prazul are cea mai bună calitate acum, iarna. Cred că vine de prin Africa, mă gândesc eu, nu știu. Dar nici nu contează de unde vine. Avem și noi pe piață, are unul aici, am văzut. Acum, nu știu. Și am luat și de el, e foarte bun și al lui. Așa, punem ceapă, o ceapă mare, da? Acum o să zici, vai, tocăniță, a, tocăniță, da. Așa, ceapa asta aici, de-n drumul ăsta. Și prazul. Spălat bine, da? Dar ăsta care vine, îl spel faină și e ok. E probabil că atunci când e făcut, e pus cu paie și... L-am spălat acasă când m-am făcut și eu. Uite aici. Wow! Grozavă! Poate să fie grozavă. Grozavă tocănița. Wow! Superbă! Bun. Un picuț de ulei cred că la ele mai trebuie. Și aici. La! Vită, morcovii ăștia, eu îi pun morcovii, sunt din aia proaspeți, adică toți sunt proaspeți, dar eu am luat aia cu frunze, că sunt mai, da, oricare morcov, e bun, nu contează. Morcovii trebuie să-i pui cu ceapa odată. De ce? Pentru că ei se fac mai... Dar oricum îi băgăm și la cuptor. Numai trebuie să fie gata făcut, da? Uite aici. Puțină sare. Și pe una și pe alta. Pentru că imediat cum pui sarea, cum imediat se moaie. Știi? Ceapa. Uite așa. Bun. Așa.
Pocăliți puțin. Bine că te-ai dus jos, că n-ai avut unde să stai. Ok, așa. Și acolo în spate, pentru că ciupercile se fac odată cu ceapa. Stați aici. Super faină, zi-a. Wow! Foarte faină. Foarte, foarte faină. Eu fac așa din ele, că taică meu când era, mergea și le găsea, știi? Și când le găsea, dragul de el venea și ne le aducea și le făcea ca și pe ciorba de burtă. Am făcut eu într-o emisiune, exact ca și ciorba de burtă. Cine e vegetarian, bine, nu pui atâtea ouă, faci fără ouă dacă vrei, dar cu mult usturoi, poți să pui lapte de cocos la el. Uite, vezi, nici nu m-am gândit și le faci deja vegetariene. Uite aici. Wow, ce faină e. Super. Așa. Asta aici. Scălească un picuț, că dacă nu... Nu, e bună. Păi ce faină. Wow. Și erau la copaci, la noi. Mă aduc aminte că aveam un copac și nu știam de ce taică-mi mergea și l-uda tot timpul. Și nu știam ce face. Și l-am întrebat, zic, dar pentru ce l-uzi de ficată? Și el spunea, tate, să fac niște bureți. Bureți, zicem, mă. Bureți tare faină, să vezi ce faină. Așa a și fost, a făcut extraordinar. Fii ce faină. Lăsați ceapa să se facă faină. Și, bineînțeles, acum eu o să iau niște... O să pun la tocana mea, dacă îmi găsesc... Așa... Dulce. Dulce, dulce, dulce. Paprika. Un pic. Aici. Okay. O să zici de ce? Păi de ce? Pentru că așa îmi place. Uite, pui carnea. Ok. Uite ce faină. Luăm o altă. Dacă-s vegetarieni, păi să fie vegetarieni. Wow, minunate! O să-mi placă! O să ne vă placă astea! Wow, ce faină-s! Dulce copilaș! Da! Vezi, uite, din lucruri mărunte și la noi sunt burez din ăștia. Poți să faci o tocăniță extraordinară! Extraordinară! Care imediat le facem și le punem. Wow! O să zici, vai, dar erau la țară acum, taică-mi era. Păi, dar era că era săracul la pădure, mergea și îți dai seama, clar că fiecare părinte cred că își dorește la copil să-i ducă ce are mai bun, nu? Eu așa cred. Că și voi ca părinți, tot așa cred că vă gândiți, nu? Nu mâncați numai voi până oraș. Și după aia lor le duceți mai târziu, că n-au nevoie. Să mai întâmplă și din asta. De asta fiecare părinte cum gândește. Uite așa. Uite ce faină-i. Tocana. Tocana cu praz. Wow! Super tare! Destul și de salat. Punem ciorba aici a noastră. Ca să ne putem spăla pe mâini. Vai, apă! Astăzi, cred că de-aia și arată așa
Grozav, da. Nu știu dacă arată grozav sau nu, dar vreau să vă spun că apa Kangen este o apă extraordinară. Am fier cu ea astăzi, am spălat, am gustul diferit. Sunt foarte încântată de ea, o iubesc. Ce să zici? Na, când ești încântat de ceva, ești încântat de ceva. Iar eu sunt încântată de apa Kangen. Minunată, minunată. Ok? Am fier cu ea, am spălat, am... Când speli orezul, tot se vede. Superb. Ai posibilități? Ia-o. Viața are valoare. Nu ești sănătos, n-ai nimic. Da, da. Valoarea noastră este în viață. Că trăiești, să-ți crești copii, să-ți vezi nepoții, dacă ai posibilități. Acum, dacă n-ai posibilități sau te zgârcești, cu tot altceva. Fiecare cu ale lui. Ok? Următorul. La tocana mea, la sfârșit, trebuie să aducăm niște roșii. Le-am cumpărat roșiile astea, nu le-am mâncat. Sunt foarte bune, dar m-am cumpărat altele. Și acum, bineînțeles că nu o să le arunc. Roșii faine, din astea mov. Nici nu știu cum se numesc. La Lidia. Da? Dacă nu ai roșii, poți să pui din... din compot, din, auzi, din can. Nu trebuie neapărat să-ți faci probleme că nu ai. Nu ai, nu ai. Gata, mergi mai departe. Ok? A, și uite aici că am și un ardei. Galben. Da. Un ardei verde. Da, asta îi las pentru salată, mă. Nu știu de ce mă încurc eu aici. Așa. Ok. Că e super bine așa cu roșiile. Așa. Uite așa. Îmi place să dau pielița jos, știți? Pentru că asta nu se fierbe, rămâne să ridică toată deasupra. Da? Să le punem într-un castronel și când sunt gata, le punem la tocană. Bun, acum aici am o linguriță de paprika afumată, da? Și puțin Worcester sauce. Ca să-i dăm un gust faină, bun, grozav. Cuptorul merge. Așa. Wow. Poți să mănânci așa? Sau poți să pui pe paste, dacă vrei. Grozavă. Grozavă, tocana e aici, uite, tocănița, la tocăniță vine și pune niște roșii și aici un pic, o. Ok. Pasta. Wow. Și aici? Așa. Super faină. Asta trebuie să fie așa de faină ca și când ai putea să o mănânci, da? Și bineînțeles că asta la fel. Ce faină. Bun.
aici. Am dat drumul la foc încet, să facă încetuț, încetuț, încetuț. Super, super faină. Și asta este gata. Ce punem la ea? Mazărea. Mazărea. Așa. Și Mare Dumnezeul a venit din ce pace pe pământ și bun n-am voie. Ok, cred eu că ar trebui să pun niște paprika aia, ci? Da? Ha, uite așa frumos. Vezi? Uite așa. Că arată mai bine dacă o punem aici. E gata. Uite așa ce fain ai. Da? Și ce fac eu la ea, pentru că îmi place să fie un picuț, un pic, un pic, un pic, așa legată, da? Nu-mi place să fie doar numai așa, așa o fac eu. Tu nu o faci ca mine. O linguriță de amidon de porumb. Așa. Care îi fac ca un sos, știi? Să fie cremoasă când o scoți, aveți să vedeți că o băgăm la cuptor, da? Și faină să fie ca o cremă când o iei, să nu fie acolo doar numai așa uscată, știi? Uite așa. Să vezi imediat ce faină e. Ce-a adus din ce? Doamne, uite ce frumusețe, ce bunătate. Mai pun un picuț de... n-am pus condimentele mele de la doamna Doina. Wow, beautiful, beautiful. Uite aici, mou, galbenie, roz, dar cu miroasă. Hai! La vită merge foarte bine. Uite aici astea cum merg. Ia. Vedeți cum îți? Să leagă un picuț. Să leagă așa faină, 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 faină. Uite, ia. Și acum nu mă pot răbda ca să nu gust. Mă. Cred că sunt obișnuită cu asta. Dar voi să nu puneți bine. Voi faceți cum credeți că e bine pentru voi. Bun? Bună tace. Bună tace. Așa. Fă că se merită, e faină, e grozavă. E super. E excelentă. Și acum o punem aici în față lângă noi. Și aici am pireul de cartofi. Da? La pireul de cartofi că e rece. Da? Rece. Ok. La rece, da? Haide, mama, hai. Ok, 2 ouă. Așa. Am pus sare, un picuț. Smântână. Ce rămâne smântâna? O pun la ciorbă, dacă mai rămâne un pic. Așa. Două ouă. Ce îmi place la ea și trebuie să fac pentru că îmi place. Un picuț de nucșoară, da? Un pic. Good? Și aici am niște cașcaval. De acasă, luat. O 100 de grame de cașcaval.
Ah, acum stai, că nici asta nu las. Da, pe era aici așa. Ok, super. Am vrut să pun în asta, dar m-am gândit totuși că e mai faină în aia. Uite aici. Wow, ce faină! Așa e bucătărie, n-am ce să fac. Eu nu știu, poate voi gătiți altfel. Voi poate că gătiți mai ordonat. Eu și eu încerc ordine. Așa m-a auzit pe cineva care a zis că o bucătărie, nu mai țin minte cine a zis, că o bucătărie curată e o bucătărie unde se face mâncare bună. Lasă-mă să-ți spun ceva, băietule sau femeie care zice, o bucătărie curată nu se gătește în aia niciodată. Îți spun eu, garantat, da? Pentru că o bucătărie unde se gătește, e normal să se facă un pic de mizerie. Pentru că altfel înseamnă că tu ești păpuș în bucătărie. Și bine și asta, hello? Nu mă luați greșit. Sunt oameni care nu trebuie să gătească. Gătește mama, gătește tata, eu știu cine, habar n-am, bărbatul. Mai nou văd că bărbații gătesc și nu-i rău. Nu-i rău că îi puneți la muncă. Și tata meu gătea foarte mult. Pentru că am fost copii mulți și am fost 5 frați, 4 surori și un băiat. Așa că, indiferent cum ați spune, când lucrează amândoi, trebuie să gătească amândoi. Așa cred eu, așa cred eu, că așa m-a învățat mama mea să zic. Nu pot să muncim de când am fost micuță. Deci aduce și faci ceva de mâncare, ce să fac? Cartofi cu zamă, ce să faci? Și după aceea când venea primăvara și erau castraveți. Oh, faceam castraveți. Am venit în momentul să-i cumperi căzătate de proști. Ia. Super! Asta sunt încântată de ea. Hello! Am niște măsline verzi, da? Și aș vrea să le fac ca și pe o mâncare care îi cu... Ia, uite ce faină e! Wow! Superbă! Superbă, superbă, superbă! Am dat-o la o parte de acolo ca să nu se prindă, da? Și să o faceți la foc încet. O lăs aici să facă. Și gata. Acum, de ce o să ne ocupăm? Asta e pentru salată, că nu mă îndur. Acum, la tocănița aia, bineînțeles, că o să pun niște cimbrușor și de aici, așa. Ca să prindă un gust bun. Da? Tocan are nevoie de gusturi. Imediat o să vă pun și în farfurie să vedeți cum e tocana de faină, de faină, de faină. Și acum o să mă ocup de supa asta care este aici și avem nevoie de ea, de rădăuțeana asta care îi, care e foarte, foarte, foarte simplu. Uite că aveam și pe ăla acolo, acum lasă-l așa. Și la rădăuțeana ce faci? Unii pun și păstârnacul, altul nu pune. Eu am ajuns la concluzia că vă spuneam de mult treaba asta, fiecare să facă după încuvințare și după cum îi place. Când zadar vine eu să spun ție, măi, știi, tu fă așa și tu îmi spui, măi, știi ceva, eu nu suport păstârnacul în supă. Hello, no, ok, nu-l pune nicicum. Dar dacă îți place supa cu păstârnac și asta, eu zic că e bine să tai și un păstârnac așa în ea, pentru că asta este, ia, bă, nu știu pentru ce le pun așa, ca să le iau de aici să le pun din coace. Dar bine, asta e așa ca să ai de lucru. Așa. Și să muci la prietenile noastre. Aha, ieși afară. Ok, stai acolo cu minte. Așa, și aici am avut o jumătate de pui. L-am pus și pe ăla. Am mai pus un piept. Da? Uite așa frumos. Bucățelele să fie așa mai faine, mai mici, să nu fie tare mari. Știți cum este ciorba asta rădăuțeană? Că toată lumea se uită la ea și spune, vai, ciorba rădăuțeană.
Exact aproape, no, că pui zarzavaturile, dar la sfârșit când o termin, capă ciorba de burtă, da? Usturoi, imediat vedeți, smântână multă, 6 gălbenușe de ou pune-o la ea, poți să pui câte gălbenușe vrei, tu cât pui mai multe gălbenușe, cu atât e mai faină, e mai bună. Înțelegi? E bine să nu lași niciun os, că cine mănâncă știe că nu sunt oase în ea, da? Și atunci să nu-i rup dintele sau proteza, știi, că ai să o plătești. Uitați aici, ce fain, e super, da? Uite. Mă, când vrei să vii aici și să mă tulburi, da? Să mă tulburi, să mă tulburi, da? Așa se întâmplă câteodată, știi, și mă duc prin casă. Și mai se întâmplă, orică scap jos, orică faci mizerie, când te ții mai tare că nu faci mizerie, atunci vine și tătii mei spun, bă, dar pe diavolul ăsta, nu, niciodată el nu se plictisește, vine și pentru orice, uite, pentru os, dacă vrei să te deranjeze și cu osul ăla te deranjează. A, la, 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 la. Trebuie să fim vigilenți tot timpul, să fim oameni care să știm să stăm în picioare pentru ceea ce suntem. Și să mulțumim lui Dumnezeu, contează mulțumirile noastre, contează enorm de mult pentru Dumnezeu. Exact cum contează pentru părinți mulțumirile copiilor. Asta este întotdeauna când îi... Ăsta chiar nu lăsa fie. Am soare. Dar chiar nu era să lăs acolo, că mai băgam pe acolo și zicem, e mere la căței. Da, e nevărat. Soră mea cu căței. Altă bună tață, dar chiar nu vă mai. Piele să nu fie, dar dacă este un strop de piele, de piele nu se întâmplă nimica. Da? Acum, hai să fim și sinceri. Așa. Uite aici. Punem astea aici. Morcovi tăiați frumos, cubulețe. Ca să-i dai un picuț. Zic eu. De față mă gândesc. Da? Și la sfârșit, după ce punem astea, să punem și o linguriță de oțet. Cine vrea, să pun și eu un picuț la sfârșit. Dacă vrei. Dacă nu vrei, ei, în casa ta, în bucătăria ta, ce poți să fii? Regina. Doamne, așa de faină, mă aduc aminte când maica mea ne-a lăsat să facem câte ceva, chiar dacă greșeam. Mă aduc aminte că sora mea a făcut o dată gogoș și a vrut să impresioneze pe maica mea așa de tare. Nu mai țin minte cum a fost, cam așa cred eu că a fost povestea. Și sora mea îi plăcea să gătească și gătește foarte bine Luci. Și a venit maica mea acasă și arăta grozav cu gogoș. E super faină, nu era tânără, îți dai seama, copil. Și când a început să-i mănânce, n-au, eu am mâncat așa cum or fost, dar a uitat să pună sare în ei, știi? Și atunci, înțelegi, știi, înțelegi povestea sarea în bucate. Ți-ai minte când eram, primul lucru, mă aduc aminte, poveștile care erau, era sarea în bucate când o citeai. Extraordinară poveste, nu cred că copiii de astăzi sunt mai interesați. Dar Țarea în bucate a fost una dintre cele mai frumoase povești pe care cred că nu a existat vreodată. Chiar m-a fost drag de ea, nu știu, de când eram copil, ca să încep să înțelegi însemnătatea la sare, știi? Și era interesant. Da, părinții se bucură, chiar dacă au greșit sora mea. S-a bucurat, maică mea, vai, încă ce bucurie a fost pe ea. Mă aduc aminte cum s-a bucurat și a zis, da, foarte faină, bravo, Luci, nu contează. Nu conta că era. Cum le punem la loc, înapoi, punem toată carnea înăuntru, da, uite așa. O să pun și pastărnacul ăsta. Am o chiar, ar fi, să vă spun ceva, dacă a spus așa ca mine pastărnaci și dacă cumva îi aveți, acum să vă spun ceva, bun, îi dai la câine, am înțeles. Dar dacă faci o ciorbă de asta, lasă-o, dramă, că să fie ciorbă, că nu-i supă, înțelegi? E păcat de ea să o arunci. Chiar păcat. Uite aici. Și dacă chiar să faci așa, iese ciorba mai groasă, care e chiar faină. Poți să le dai dacă vrei, astea albele. Am văzut la foarte multă lume, am mâncat la cineva, care le dă prin strecurătoare și le face pastă. Bravo! Îmi place și aia. Chiar îmi place.
Uite aici, o pui pe foc, acum eu am greșit așa că am pus-o prima dată, dar de aici nu contează pentru că eu știu să fac și așa. Ciorba merge jos, ok, gata, asta e gata, mă scot imediat afară și luăm cât un strop din, le punem aici, cât un strop din ciorbă și punem aici, dar după ce punem, bineînțeles, gălbenușele de ou. Da? Eu am să pun 6 gălbenușe pentru că ouăle mele sunt medium. Când am ajuns la casă, le-am văzut că erau medium. Nici nu contează. Că pui în loc de ăsta 6. Și uite așa. Zice, soră mea, de ce te complici și le faci atâta mâncare? Fă și tu o mâncare ca și bucătare. Eu așa, așa aș vrea și eu să vă fac o mâncare, să vin să vă pun la cuptor una și să plec mai departe. Dar bine, nu mă îndur, pentru că sunt multe femei care stau acasă, mai ales cu pandemia asta, stau acasă, n-au la ce să se uite. Vă mai spun ceva care este foarte, foarte important, trebuie să vă spun treaba asta. Să aveți grijă, să nu vă uitați niciodată la emisiuni care vă deranjează. De exemplu, să nu vă uitați la, cum îi zice, dar nu cred că mai mult, că le-am pus toate, da. Să nu vă uitați niciodată la știri care vă tulbură. Am observat la mine, da? Uite, e ciorbă de aici, așa, supă, și pui în ea. O să zici, până e caldă. Nu-i, bă, că e călduță. Nu trebuie să fie fierbinte ca să o opărești. O punem la foc. Uite aici pe primul, așa, unde îi, și dăm drumul tău câte un pic, ca la ciorba de burtă. Știți ce este foarte important la ea? Să nu se taie. Sigur, asta e cel mai important lucru. Să nu se taie, da? Uau, ce faină, groasă, faină, excelentă, îmi place, îmi place. Fiecare face în felul lui. Noi facem în felul nostru, pentru că așa ne place. Dacă ne-i gata ciorba, nu mi s-o tăia niciodată, de ce să zic? Acum poți să zici, dar nu ți s-o tăiat. Nu mi s-o tăiat, na, poate că vouă vi s-o tăiat. Dar asta este. Bun. Așa. Acum, n-am să mai fac nimic decât o sălătuță. Auzi, zice că n-am să mai fac nimic. Pentru că aici am niște roșii. Nu se poate, cameramenule. I'm sorry. I'm sorry. Ia, uite așa. Da? N-are nimica el, că el e ok. El e bea bun și el stă și cu mine, sufere cu mine cu căldura, sufere cu... Așa-i? Uite. Da. Când suntem gata, tot noi suntem și degustorii. Uite așa, da? O să vedeți ce faină salată o să fac azi. Bun. Uite aici. Vii cu... unul portocaliu, unul roșu, așa, voilà, asta nu lăsăm acolo, că nu era asta, o las acolo, tu ce zici, am uitat de ea, da, bun. Mai nou, deci folosesc, da, folosesc că mă place așa puțin amăruie, fac un sos dulceag și atunci cu alea amără care sunt un picuț, feniculul meu care nu lipsește mai nou, da? Așa, nu lipsește, de ce? Pentru că mă-l place și acum e în sezon, n-am să las, să nu vă, vai ce bine miroase, oh, leu, wow! Așa. Pentru că o salată, aveți să vedeți când scot aia din cuptor, aveți să vedeți că salata, că vita aia chiar are nevoie, are nevoie de o salată grozavă. Da? Uite așa. Ok, voilà. Și aici avem o avocado care o scoatem cu lingura rapid. Uite așa. Voilà!
Nu-mi place să dau cu ăsta, cum îi zice, cu cuțitul pe ea, să scot sâmburile, pentru că s-ar putea să dai în mână, știi? Ferește-te! Bun? Așa. Voilà. Una, două, trei, patru, da, și astea chiar nu le pot lăsa. Ok, bine, și aici este două ouă. Care le curățăm. Așa. O salată. Așa. Uite aici așa. Care este. Rămâne așa. Ouăle astea care sunt gorgeous. Da? Trebuie un picuț fierte, dar probabil că așa trebuia să fie. Și ce este la salata asta care e super faină? Ce crezi că vin? Cu ce crezi că vin pe ea? La aia nu. Cu bacon. Ia. Deasupra. Da? Gata salata. Bun. Ei. Și amesteci. O dai în clocot, un pic. Da? Gata. Ciorba rădăuțeană e gata. Bineînțeles că poți să pui la ea pătrunjel, poți să pui la ea eu acum, sincer să spun, nu am decât niște leuștean uscat, care e super, super, super bine și așa. Și miroase grozav. N-aveți, iarnă, asta este, n-avem ce să facem. Bun, aici am un, simplu facem, oțet pus de mine cu tarhon. Da? Un cățel de usturoi. Da? Cățel de usturoi. Ciorba când începe să fiarbă, opriți. Da? Ok? Și punem la ea. He-he, uitam. Uitam. Vezi? Usturoiul. Uite. În o parte până când îi pun usturoiul. Eu zic că mai mult de 3-4 căței de usturoi n-ai nevoie la ea, dar dacă îți place foarte mult usturoi la ea, poți să pui usturoi cât vrei. La usturoi nu te poate nimeni să-ți spună cât usturoi să pui la ciorba de burtă sau la ciorba rădăuțeană. Da? Eu o să pun 4 căței de usturoi la cât am eu acolo. Da? Asta este la ciorba rădăuțeană, să ai usturoiul și să ai smântâna cu ouăle. Și ai făcut ciorba rădăuțeană care va fi absolut grozavă. Uite, 4 căței de usturoi. A mei căței de usturoi e din ăla românesc. Să unge mâinile la ele de el. Uite aici, ce fain ai. Da? Da. Wow! Grozavă-i! Un cățel de usturoi la
Salată. Ai văzut așa? Cum când gătești? Așa. Bun. Bun, și astea jos. Ciorba noastră trebuie să o gustăm, indiferent cum este. Un strop de oțet. Un pic. Cine nu vrea să nu pună, da? Și parcă un picuț de sare. Gata. Wow. Grozavă. Ok. Și acum aici noi avem uleiul de măsline care vine pus. Sare. Așa. Și bineînțeles că un amestec de. De ce este? Care vreți să-l folosiți la el? Bineînțeles că eu aș vrea la ea să pun o lingură de miere de albină, pentru că, vedeți voi, am, cum îi zice, andiva aia care e destul de amară, știi? Și atunci ai nevoie de. Și pentru că e așa de frumoasă salata, e păcat să nu facem dressing-ul cum trebuie. Păi ce faină. Ca o cremă, vedeți? Și aici infuzie de tarhon, pusă de moi, de mine, da? De mine. Gata. Așa. Wow. Super. Ok. Ciorba noastră e gata. O să-ți vă servesc într-o farfurioară scumpă, faină, care îmi plac mie mai nou, ia. Uite. Ciorba rădăuțeană, salată cu bacon. Așa. Acum să scoatem noi astea de la făcut. Asta e cea mai grozăvie dintre toate. Wow! Voilà! Și nici, cum îi zice, nici tocărița noastră nu este mai prejos de vegetale. Wow! Wow! Hai să luăm jos și pe ea. O tocană super faină cu măsline verzi. Wow! Uai ce bine miroasă! Excelent, excelent. Faceți-o că se merită să o faceți. Uite aici. Tata mea o făcea. Păi el sărăcuțul nu avea măsline. Dar noi tot la fel o mâncam de bine. Și mai avem un lucru de făcut. Să scoatem. Merge că nu se bat. Din frumusețea noastră. Uite aici. Stai să-i arat la cameraman. O să vă filmeze. Noi suntem ca acasă, cameramenul nici nu. Deci, uite, ia. Uite cum arată, da? Stai că după aia vă întorc asta invers, o vedeți? Uite așa. Stai. Stai să o facem așa să arate grozavă. Uite aici. Uite așa. Vedeți-o? Și să ștergem farfuriile.
că la restaurant, uai, superbes, îi grozavă, dar atâta de fain au crescut și, uite, pireul ăsta de cartofi și tot. Sunt grozăvi. Eu zic așa, uitați-le aici, cum am gătit astăzi. Uitați. Știți ce înseamnă să gătești acasă? Știți ce înseamnă să gătești acasă? Uite, cameramenul meu le ia pe toate așa frumos. Este să mănânci sănătos, este să mănânci calitativ, este... Ei, un picul de deranj, uite așa ia cătăcace. Dar ce să facem că suntem oameni? Dacă a fi fost perfect, vreau să vă spun, n-am fi avut nevoie de Dumnezeu să vină ca să ne răscumpere, dacă eram perfecțiune, dar nu suntem perfecți. Uitați-vă la voi, uitați-vă la mine, uitați-vă la fiecare și de fiecare dată când critici pe cineva, adu-ți aminte că nici tu nu ești perfect, pentru că noi toți avem nevoie unii de alții și unii de alții și împreună avem nevoie de Dumnezeu. Până data viitoare, ce pot să vă spun? Gătiți acasă că se merită. Ia, trebuia să pun asta roșu, ce să se vadă. Dar voi sunteți obișnuite cu mine pentru că eu vă iubesc. Voi sunteți extraordinare cu mine. Vă mulțumesc pentru frumoasele mesaje pe care le trimiteți. Nici nu știu cum să vă mulțumesc. Vă mulțumesc pe Facebook. Vă mulțumesc oricând îmi scrieți. Vreau să vă spun, mesajele care vin negative, nu îmi scrieți că nici nu mă deranjează, nici nu le citesc. Nici nu mă deranjează că nu le citesc. O să spui, da, dar din greșel înveți. Eu mă corectez de fiecare dată și văd unde greșesc. Încerc cât posibil. Dar știi ce este? E mare lucru să faci pe cineva să se simtă bine. Complimentează. Fă-l să se simtă că este un om special. De fiecare dată când treci pe lângă cineva, spune ce bine arăți, ce fain arăți astăzi, ce bine ești. Iar pe familia noastră un picuț suntem mai aproape, ne putem permite mai mult. Dar până data viitoare, trăiți frumos, mâncați sănătos, iubește pe Dumnezeu cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu uita să suni părintele. Este să cinstești pe mamă și pe tată, zice Dumnezeu, este o poruncă și v-am mai spus, este urmată de o făgăduință, ca să trăiești mulți ani fericiți pe pământ. Până data viitoare, la revedere!